Cristian Pomohaci, fostul preot acuzat de homosexualitate și agresiuni sexuale asupra minorilor, a fost prins, a comis-o din nou el la proces, foto. Cristian Pomohaci, fostul preot care a acuzat de homosexualitate și agresiuni sexuale asupra minorilor, are iar probleme. El fiind prins cel când strâmb pentru a treia oară în ultimul an, de polici subliniere T, scrie Spinius. Cristian Pomohaci a încălcat prevederile codului rutier și a deschis un proces în care solicită anularea unei sancțiuni contravenționale, invocând faptul că agenții de circulație l-ar fi amendat pe nedrept. Dosarul cu pricina a fost înregistrat pe 24 aprilie la Tribunalul Dâmbovica, iar primul termen nu a fost încă stabilit. Însă, Pomohaci a pierdut precedentele două procese, unul la Tulcea subliniere și celălalt la Târgovii subliniere T. Judecătorii i-au respins cererile, subliniere i l-au obligat să achite amenzile.